Bună dimineața tuturor! Ce ți-ai luat, mă, de la Gaudeamus? Mi-am luat Isabella Lenz. Ți-am urmat sfatul și mi-am luat portret în sepia și Paula. Trebuie să termin cu Dostoevski, dar o să termin. De 2 ani te chinui, da. Da, păi da, nu, am citit aproape tot ce a scris, adică cred. Și citesc acum Amintiri din Casa Morților și nu se mai termin odată. Da. Mi-e greu, dar o scot eu la capăt. Da. Atâta pot să fac recomandări, Flavia. Da. Mulțumesc, Răzvan. Bună dimineața tuturor. Și iată că perioada în care vremea a fost foarte caldă s-a sfârșit. Valorile termice vor ajunge să fie normale pentru ultima parte a lunii noiembrie. Se vor semnala ploi nord-vest în est și izolat în Muntenia, iar pe crestele montane înalte vor fi condiții de lapoviță și ninsoare. De mâine vom avea nevoie de umbrele în aproape toate zonele țării. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi vremea va fi foarte rece, va ploua atât în Baia Mare, cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă nu va depăși 6 grade. Același lucru se va întâmpla astăzi și în Crișana, după cum ne anunță meteorologii. Cerul va fi variabil, însă nu se anunță ploi, dar vremea va fi rece în comparație cu săptămâna trecută. Maxima zilei va ajunge până la doar 6 grade în Oradea și 7 grade în Arad. În Banat nu se anunță ploi, din fericire vântul va sufla slab până la moderat, dar și aici valorile termice au scăzut considerabil în comparație cu zilele trecute. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 7 și 8 grade. Vremea va fi normală din punct de vedere termic în Oltenia. Astăzi vom avea parte de 11 grade în Craiova-Slatina și 13 grade în Drobeta-Turnu-Severin. În Transilvania, după cum spuneam și mai devreme, pe crestele montane înalte vor fi condiții de lapoviță și nisoare, intensificarea ale vântului și, în plus, vremea s-a răcit foarte, foarte mult. Avem astăzi în Miercurea-Ciuc 7 grade, 6 în Târgu Mureș și doar 9 grade în Alba Iulia. În Moldova, vreme rece de asemenea. Avem precipitații în sudul teritoriului, atât în Focșani cât și în Galați. Temperaturile sunt următoarele: 6 grade în Suceava, 8 în Piatra Neamț și, să zicem, o temperatură normală pentru luna noiembrie de 11 grade atât în Focșani cât și în Galați. Vorbim despre precipitații astăzi în Dobrogea. Va ploua atât în Tulcea cât și în Constanța, iar temperatura maximă se va încadra între 13 și 14 grade. În Muntenia vor fi ploi slabe, dar valorile termice vor fi un pic mai ridicate decât în restul țării. Va ploua astăzi în Călăraș, Slobozia și Brăila, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 11 grade în Alexandria, 12 în Târgoviște și 13 grade în Ploiești. În capitală, dimineața se înregistrau 9 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 13 grade. Astăzi, vremea va fi un pic mai rece decât a fost ieri în capitală, dar nu va ploua, va ploua în schimb în timpul nopții și mâine. Cam atât despre astăzi. Aveți un început de săptămână.